La 75 de ani, regele Charles așteaptă cu nerăbdare ceremonia de încoronare. El va deveni astfel cel mai în vârstă monarh care își intră în atribuții. Vârsta pare însă că nu îl atinge, pentru că Charles al III-lea este într-o formă olimpică. Cum face asta? Are un mod de viață cât se poate de sănătos și bine organizat. Ce mănâncă și mai ales ce nu mănâncă regele, știe Marcela Ferraru, editor al FNews. Marcela, bine te-am găsit. Care e secretul regelui Charles și ce să înțelegem prin această viață sănătoasă? Bună seara! Poate că așa în principiu am putea să știm toți ce înseamnă să trăiești sănătos și anume să mănânci într-un anumit fel și să faci mișcare, însă pentru regele Charles există câteva mici secrete. Se plimbă foarte mult în aer liber, are și unde, pentru că are nesfârșite proprietăți în Anglia, unde aerul e foarte sănătos. Cei care fac parte din garda lui și care au jumătate din vârsta regelui Charles spun că abia reușește să țină pasul cu el. Este mare fan ski, cricket și de asemenea în tinerețe a avut o problemă de spate, o hernie discală care l-a ținut la pat, era chiar obligat să facă ceremoniile de primire stând întins. Deci un medic a făcut un program special care durează 12 minute, un program în care intră și flotări sau mișcări ceva mai dificile, dar mai ales întinderi și pe care el îl face cu regularitate întotdeauna, cel puțin dimineața și, dacă poate, de două ori pe zi, și dimineața și seara. Deci, acesta este programul lui sportiv și trebuie să spunem că e destul de intens. Dar presupun, Marcela, că are și un regim alimentar pe cinste. Da, aici este chiar mai interesant. Mănâncă un mic dejun din care fac parte tot felul de fructe seci, alune, semințe de tot felul, un ceai, bineînțeles, pentru că asta e moda la englezi, un ouă fierte, întotdeauna asta a mâncat și regina Elisabeta. Deci un bun mic dejun și sare întotdeauna peste dejun. Deci el nu mănâncă la prânz. Jurnaliștii care îl însoțesc în deplasări au învățat acest lucru, că vor trebui să umble cu stomacul gol și au învățat să-și mai pună câte un sneaker sau ceva de o banană, un fruct, un măr, ca să aibă ce mânca peste zi până vine ora ceaiului, pe care de asemenea prințul regele Charles o respectă cu sfințenie, iar lângă cea ai întotdeauna un biscuit sau o mică prăjitură. Vreau să spun că este total împotriva oricărei risipe, motiv pentru care, dacă azi s-au făcut prea multe prăjituri, tot din aceste prăjituri va mânca și a doua zi și a treia zi. De asemenea, când pleacă în deplasări, se pare că și ia cu el propriul bucătar, pentru că nu vrea să se îmbolnăvească sau din cauza unor mâncăruri care sunt specifice regiunii în care se duce, a putea să aibă unele disfuncționalități, preferă să aibă bucătarul lui și mâncarea lui, în felul ăsta este întotdeauna în plină formă. Cina, bineînțeles, ușoară. Asta nici nu mai trebuie să o adaug. Îți mulțumesc, Marcela.